Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! După cum v-ați obișnuit, la această oră, intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. De zile bune, discutăm despre un fenomen care ne va afecta viața în mod direct și mă refer la cei care locuiesc în orașul Chișinău. Intenția autorităților publice locale de a demola cinematograful Gaudeamus. Aceasta este tema pentru ediția de astăzi. Invitații mei sunt Silvia Grigore, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit. Și Alex Dimitrov, activist civic. Bună seara. Pentru început vă propun să vizionăm un subiect realizat de colegii mei de la departamentul știri pe marginea acestui eveniment. După aceea revenim în studio pentru a da curs discuțiilor. Regia, vă rog, subiectul. Odată Gaudeamus a fost unul dintre cele mai populare cinematografe din capitală. Și chiar și într-o perioadă de stagnare la acest cinematograf, întotdeauna a fost coadă și aceasta în mare parte datorită documentarelor produse. Acum acest edificiu urmează a fi demolat și pe acest loc urmează să fie construite două blocuri locative multietajate. Decizie cu care nu sunt de acord chișinăuienii. Se presupune că în Sovietul Uniunii это, как говорится, памятник старинный, можно сказать так. В памяти у многих это сохранилось как что-то такое приятное, где можно отдохнуть, посмотреть кино, и все. И он красивый, ну, не разрушается. Eu când eram студенты, ну, odată am fost în cinematografuista. Dar orice caz, așa o clădire trebuie păstrat. Ну, поскольку мы, как говорится, выросли с этим кинотеатром и знаем, что он и показывал хорошие фильмы, и до сих пор даже транслируется. Ну, сами понимаете, здесь, если они сносят, значит, что здесь может появиться? Может быть, какой-то дом опять рядом, как вот этих домов уже здесь очень много, думаю, достаточно. Винди тот, деструджи тот. Нет, тот ари, ну, ончу, гимпу, кумсену, сальведзе. Nepotul. Consilierul din partea Partidului Socialiștilor în CMC, Alexandru Dințov, a luat în calcul părerea cetățenilor și a venit cu atitudine privind demolarea cinematografului. Это представляет культурную ценность эпохи Советского Союза. Кому бы это нравилось, не нравилось, это наша история. Мы не можем вырезать это из истории. С юридической точки зрения авторизация на снос подписана некорректно. Она подписана людьми, то есть не подписана секретарем муниципального совета. Смещение тех зданий, это 2-14-этажных блоков, навсегда заблокирует телецентр, создаст здесь грандиозную пробку, она и так здесь есть. La rândul său, reprezentant al conducerii cinematografului susține că este împotriva demolării cinematografului Gaudeamus pe de o parte, iar pe de altă parte a adăugat că fondurile pentru întreținerea cinematografului nu mai sunt suficiente. Nu se duce nimeni. Ce de făcut? Salarii trebuie plătit, lumina trebuie plătit, căldura trebuie plătit. Noi suntem de acord să discutăm cu specialiști în domeniu, cu cineaști, cu numai de cultură, cu argumente, cu fapte, să vedeți poziția noastră. Noi nu suntem pentru a demola, noi trăim în orașul ăsta și vrem să facem pentru orașul ăsta. Participanții la reuniune au convenit asupra organizării unei mese rotunde pentru a discuta despre soluțiile de rezolvare a problemei finanțării cinematografului. În special, consilierii municipali au luat în considerare alocarea de fonduri din bugetul local Chișinău pentru achitarea cheltuierilor de întreținere a cinematografului. Oficialii nu și-au făcut apariția la audierea publică organizată de către consilierii municipali din PSRM. Ținem să reamintim că autorizația de demolare a fost semnată de viceprimarul Nistor Grozavu, secretarul Consiliului Municipal Chișinău Valerii Didenco și fostul arhitect șef Ion Carpov. Stimați telespectatori, venim în studioul la discuție. Ziceam ceva mai devreme, emisiunea de astăzi este axată pe această intenție de a demola cinematograful Gaudeamus. Doamna Grigore, haideți să o luăm de la încapăt. De unde apare această problemă și această inițiativă destul de deocheată a administrației publice locale de a demola acest edificiu? De fapt, pe acest loc vor să construiască două case cu 14 etaje. Este de acum și proiectul, s-a discutat acest proiect, au făcut niște discuții între ei, așa pe ascunsele, cum se face la noi, dar în această zonă nu se permite de construit case cu multe etaje. Aceasta este o zonă în care se permite construcțiile de menire culturală, comercială, să zic, de menire socială, nu, în niciun caz case cu multe etaje. Și această zonă, nu, destinația ei nu a fost schimbată printr-o decizie a Consiliul Municipal. În așa caz, eu nu știu cum să demolez înainte de a avea o decizie de schimbare destinației.
destinația acestui teren. Acest teren este destinat pentru cinematografe, centre sportive, centre de cultură, mai știu eu, de felul acesta. Și totuși avem semnătura viceprimarului, avem semnătura domnului Carpov. Păi cum se face la noi? Eu nu știu cum au semnat. Nu știu care a fost, ce au gândit atunci când au semnat acest. Fără ca să fac o discuție publică, fără ca să invite oamenii în domeniu, să găsim altă, poate, soluție. Chiar dacă vor să construiască acolo o casă cu multe etaje, cu toate, că nu văd în ce fel s-ar putea pe acel loc cândva a fost cimitir. Hai să pornim de la acest lucru și prin anii 50 a venit cu buldozerul. S-a făcut o nedreptate mare față de osemintele celor care au fost îngropați acolo și le-au împins toate osemințele, le-au strâns frumușel și le-au dus și au făcut o groapă comună. Adică locul nu mai poate fi locuit de oameni. Mie așa mi se pare. Eu nu știu cine o să cumpără apartamente pe acest loc. Eu, de pildă, niciodată n-aș cumpăra. Dar ce a spunea primarul că vor să caute osemințele fostului primar... Da, ajungem, discutăm și despre aceasta. Aceasta este ca o glumă de prost gust, mi se pare. Mai degrabă aici ar trebui să rămâi eu cred că un edificiu cu o menire culturală, cu o menire de educativ, spiritual, adică da, în niciun caz să locuiască oameni. Chiar nici o clădire de comerț nu aș vedea în acest loc. Doar o clădire de menire culturală și acest cinematograf care de fapt este pare mi se unicul care a rămas în Chișinău, care a fost construit ca cinematograf. Și ceea ce se întâmplă acum, da, nu argumentul principal că nu vine lumea la cinema. Stați o clipă. Nici la grădiniță o vreme nu veneau copiii și erau grădinițele închise una după alta. S-au privatizat, s-au distrus, s-au construit case supraetajate cu 16-19 etaje pe aceste locuri, pe stadioane, peste tot. Și la un moment dat nu avem grădinițe, da? Nu se știe ce o să fie. Astăzi, da, la noi cinematografia aia este într-o stare mai... precară. Da. Mâine poate să fie altă situație. Lumea să vrea cultură, să vrea să privească un film bun artistic sau chiar și documentar. De ce nu să asculte? O lecție frumoasă, să facă o întâlnire cu cineaștii și nu numai cu cineaștii. Într-o edificiu de așa fel poți să faci diferite manifestări și masterclass-uri și multe, multe, multe. Domnule Dimitrov, demolăm ca să căutăm o seminte? Evident că această declarație din partea primarului se înscrie perfect în suita aberațiilor pe care dânsul deja a demonstrat tuturor că este în stare și cel puțin ceea ce i-aș răspunde eu acestui primar, dacă poate fi încă numit primar, este faptul că cu același succes noi putem să presupunem că există osemințe ale, nu știu, triburilor geto-datice sub complexele locative construite de Dan Secons, D&D, alte firme care aparțin inclusiv și colegilor săi de partid. Ce este absolut o stupiditate și cred că eu înțeleg că aceste declarații, nu știu, poate anterior făceau priză la cineva cu mâna Moscovei, cu Putin, cu chestii de astea, dar deja cred că chiar și electoratul său cred că deja a înțeles toată situația și nu cred că mai sunt credibile astfel de nici nu știu cum să spun afirmații. Ce este interesant că și specialiștii în domeniu și aici fac referire nemijlocit la juriști au tras alarma că această autorizație de demolare a fost semnată incorrect. Haideți să vedem până la urmă de ce se merge peste buchea legii și se interpretează după propria voință. Se face așa foarte simplu. De ce? Pentru că și nu este o noutate. Situația este tipică pentru tot Chișinăul. Nu se dorește dezvoltarea pe lățimea orașului. Primarul nostru din un milion de ori a spus că noi nu avem bani să dezvoltăm infrastructura, de aceea hai să folosim fiecare metru pătrat la maxim. Asta este o prostie. Haideți să ne gândim, după destrămarea Uniunii Sovietice, ce sectoare noi au apărut în Chișinău? Ultimul sector construit, început să fie construit în perioada sovietică a fost Ciocana. Gata, de atunci nu s-a dezvoltat orașul. Cât putem să mai aglomerăm? Noi vedem deja astăzi ce fel de ambuteiaj avem dimineața, seara, chiar și amiază. Oare nu cumva asta este deja alarmant, că gata, trebuie să ne oprim deja de la procesul acesta de, nici nu știu cum se zic, îmbăxire, da, sau îmbăcșire.
trebuie să ne să dezvoltăm, să creăm rute de transport noi, grădinițe, școli și așa mai departe. Deci, chestia este că este o construcție ieftină pentru antreprenori și este o sursă de bogăție pentru anumiți funcționari din primărie, care pur și simplu nu țin la acest oraș și pur și simplu lucrează doar pentru propriul profit. Atâta tot. Foarte simplu. Domnule Grigore, cum poate fi explicat acest argument că este proprietate privată, această persoană are dreptul ca să demoleze, respectiv să facă ce dorește cu acest imobil? Cât de veridic este acest argument? Știți, am auzit aceste cuvinte, proprietatea privată este lucru sfânt, de la domnul Grozavu de mai multe ori. Mie mi se pare că lucru sfânt este Dumnezeu și toți sfinții canonizați. În rest, proprietatea privată este doar o proprietate privată și atât. Și dacă o persoană, un gospodar, cumpără o bucată de parc, aceasta trebuie să rămână parc, chiar dacă este proprietatea lui privată, cu toate că el nici nu a avut dreptul să o cumpere. Și chiar și acest Gaudeamus, nu știu cum a fost privatizat, pentru că este un obiect de menire socială, culturală, și el nu trebuia să fie. Aceste obiecte nu trebuiau să fie privatizate, înstrăinate din patrimoniul municipal. Eu nu știu cum s-a făcut, cum se face la noi, probabil cu niște pile, cu niște bacșișuri, cu niște chestii de felul ăsta, cu niște nedreptăți, ilegalități, care s-au în timp s-au uitat, s-au pierdut cu vederea, dar acum ce se face? Eu nu știu. Chiar în calitatea mea de consilier văd în fiecare zi mă ating de aceste probleme. În parc 95 de ari de pământ tot așa înstrăinate printr-o licitație falsă care este deschis și dosar penal, dar care până la urmă aceste pământuri se vând și se revând și de acum este cumpărător de bună credință, vai de mine. Dar ce cumpărat tu. Dar cel mai simplu, cel mai frumos, că niciun bănuț în bugetul de stat nu a venit. Adică nimeni n-a plătit chiar impozitul de la vânzarea, de la înstrăinarea acestui. Chiar un exemplu simplu, pe Sadoveanu, 70 ceva de sute cumpărate cu 200 de mii de, cu 1.500.000 și vândute cu 200 de mii de lei. Mă iertați, în parc, acestea sunt milioane de euro, dar la noi, adică el cumpără mai scump și vinde mai ieftin la altul, adică el singur s-o vinde lui, o mai vinde de 2-3 ori și de acum este el proprietar de bună credință. Stați puțin, pentru aceasta și este primarul, ca să spună ai cumpărat parc, băiete, acesta este parc și nimeni n-are dreptul această destinație să o schimbe. Ai cumpărat zona S sau zona spații verzi, sau e cumpărată R6, înseamnă până la 9 etaje, mai mult nu ai drept. Dar ei cumpără o bucată de pământ și vin la primărie și hai să schimbăm destinația. Stați puțin, oameni buni. Nu e chiar așa. Nu poți între casele particulare cu un etaj 2-3 să construiești 14 etaje. Dar la noi, din păcate, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și aici vreau să fac un apel față de toți cetățenii din Chișinău, fiindcă totuși noi suntem indiferenți de ceea ce se întâmplă în curtea noastră. Foarte puțin în lume, cu toate că ultimul timp lumea s-a mai activat, într-un fel este mai activă, iese la proteste, dar până acum au permis oamenii însăși. Eu vreau să vă spun, dragi cetățeni, voi sunteți proprietarii acestui Chișinău și chiar dacă acest pământ este municipal, noi consilierii suntem aleși de voi și noi suntem proprietarii împreună acestui pământ, dacă este pământ municipal. Și nu trebuie să permiteți să privatizeze, trebuie să bateți clopotul deodată. Nu mai ați auzit că la voi în curte s-a privatizat un teren de sportiv sau un teren pentru copii? Deodată bateți clopotul. Fiindcă dacă este această problemă stopată la timp, se poate deschimba. Dar când trece timpul, e foarte complicat juridic să reîntorce înapoi lucrurile. Ce ne luptăm noi acum la fracțiune? Spuneți-mi, vă rog, există un mecanism real, am putea readuce în posesia primăria noastră tuturor acest teren? Eu înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea foarte mult să adaug ce țin de proprietate privată. Ok, noi suntem în situație în care, din păcate, sau din fericire, sau din păcate, nu putem să anulăm unele legități ale economiei de piață, dar
Sunt niște mecanisme de eficientizare, de exemplu, chiar dacă a ajuns proprietate privată, să fie impuse anumite condiții acestui agent economic, să folosească cu o anumită destinație. Că eu mă ciocneam foarte des în activitatea mea civică, în situația când auzeam deci se construia benzinărie în preajma Eteri în parc, mie mi se spunea, bine, e teren privat. Eu zic, ok, dar terenul acesta privat trebuie să corespundă anumitor necesități și norme de utilizare, fiindcă noi mâine pe mâine putem să ne trezim și cu o benzinărie în mijlocul parcului sau cu o benzinărie în curtea blocului, chiar dacă este privat. Asta este absurd. Trebuie să fie înaintate anumite condiții și deja aceasta este ține de responsabilitatea autorități publice locale. Mai departe, cum ajunge în proprietate privată, să nu uităm, fiindcă la noi aici este nouă, eu am un dubiu foarte mare că se conlucrează cu managerii acestor instituții în vederea ruinării, falimentării acestor instituții, în vederea ulterioarei privatizări, preluări și așa mai departe. Dacă vreți cuvântul de modă, attack rider, da? Că eu am văzut domnul din reportaj s-a plâns că nu avea vizitatori. Haideți să ne întrebăm cât de eficient, ce anume a întreprins ca să aibă vizitatori. Da. Ce fel de politici el? A ieșit oare odată și a zis, fraților, haideți ca să nu privatizăm acest, ca să nu fie privatizat, ca să nu fie scos, de exemplu, la, cum acolo, la demolare și așa mai departe. Haideți să ne gândim împreună ce să facem. Nu, el nu a făcut chestia asta. El a ieșit pe ultima 100 de metri și hai, na, noi avem situație economică grea, hai să-l demolăm. Sau, mă rog, formal a zis că nu-l demolăm, dar bănuiesc că... El este primul care a zis da. Trebuie să fie, deci, implicarea și a managerilor. Dacă acest manager nu este în stare de nimic, la ce bun așa manager, da, atunci? Haideți să schimbăm să fie alt manager și gata. Care vine cu idei proaspete, care vine cu inițiative interesante, care vine cu politici de dezvoltare. Păi dacă nu te ajunge capul... Asta este problema administrației noastre la toate nivelele, că nu își îndeplinesc obligațiunile de serviciu elementare. Dacă tu nu te ajunge capul să faci dezvoltare la locul tău, răspunzi de o anumită activitate și tu nu te ajunge capul să o administrezi corect, să faci ca ea să înflorească, atunci la ce bun mai stai acolo? Să primești leafa de la buget? Domnul Chiertoacă spunea că în ultimii 2-3 ani această temă a lui Gaudeamus a fost discutată în repetate rânduri în consiliile. Unde? Unde? Ce? E așa nu sau nu? Ați prima dată am auzit. Și de ce s-a monitorizat? Cred că se poate ușor de niciodată nu s-a discutat. Adică noi am auzit și a început a bate clopotul, fiindcă nu este normal. Se distruge tot. Se distrug cluburile, se distrug teatrele, se distrug cinematografele și ce ne rămâne? Doar case de locuit? Omul nu e sătul numai mâncând și având drumuri bune și case cu euroremont. Mă iertați, omul se deosebește de celelalte mamifere, anume prin faptul că el vrea și hrană spirituală. Dar hrană spirituală vine prin centrele de cultură, prin centrele sportive. S-au distrus toate stadioanele posibile și imposibile la noi în țară. S-au distrus toate școlile sportive, școlile muzicale. Uitați-vă ce face Direcția Culturii. Acolo e debandată totală. Închid școlile muzicale, închid cluburile care au fost. De ce să închizi un club care se poate de făcut? Eu am fost peste hotare în Europa, ei vorbesc mult de Europa. Eu am văzut cum în Grecia, în Italia, cum oamenii seara se duc la club după interese. De ce să nu faci din cinematograful Chișinău un club al oamenilor de artă? Artă după interese. Se adună, discută. Cineva a făcut o expoziție de foto, altcineva a făcut un masterclass pentru tineret, cineva a povestit altceva. Vine un oaspete de peste hotară. Când eram eu, pe vremea sovieticilor, era așa la Societatea Știința. Așa un fel de lecție, concert de o oră și ceva, care era plătită. Mai mari bani nu erau, dar noi ne duceam, oamenii de cultură, un poet, un scriitor sau un om de știință, un interpret și făceau un fel de cultural. Nu era samodetic, era o lume profesională. Un fel de culturalizare. Foarte interesante. Totdeauna să le erau pline de oameni, fiindcă erau interesant, erau oameni de diferite domenii pe care nu poți să le auzi în fiecare zi, chiar și la televiziune, că la televiziune acum sunt majoritatea comerciale și ceea ce se întâmplă acolo e cu totul departe de cultură și de spiritualitate. Dar aici se poate, de ce nu? Făceți un plan, făceți niște activități, se poate de făcut, se poate de făcut legătura cu asociația obștească, de câștigat un grant frumos, niște bănuți ca să mai
dezvolți ceva, că sunt, noi am avut totuși Moldova Film de altă dată, a fost un studio cunoscut nu numai în Uniunea Sovietică. Și s-a distrus astăzi tot, printre altele. Eu am invitat la această discuție publică, am invitat majoritatea cineaștilor pe care eu îi cunosc, și pe domnul Vasilache de la Moldova Film, care este acum director, președinte, nu știu cum se numește, și pe domnul Prodan de la Uniunea Cineaștilor, și de pe domnul Jereghe, și pe domnul Bulicanu. Și la și-au exprimat punctul de vedere. Da, dar nu i-am văzut la discuții publice, au trecut pe alături. Nu știu de ce se tem să nu fie implicați în politică. Nu este vorba de politică aici, este vorba de cultura noastră, de inima noastră, de sufletul nostru, care trebuie tot ce s-a făcut bun pe vremuri, trebuie să păstrăm. Ajunge cât am distrus, 25 de ani am distrus. Chiar și acest cinematograf se poate de reînnoit, de făcut acolo de mărit, de făcut un centru cultural, de ce să nu fie în mai multe domenii, nu numai cinematografie, dar această sală se poate de folosit și în mai mult, în diferite ipostaze. Adică, nu știu ce a făcut acest manager, eu cred că n-a făcut nimic în acești ani. Dar mâine pui mâine lumea o să vrea să vină la filme. Unde o să vină? Eu vă întreb. Domnule Dimitrov, se vorbește în târgul ăsta al Chișinăului că în aceste clădiri care urmează a fi ridicate pe acest loc, la primul nivel se va regăsi un cinematograf care va răspunde intereselor chișinăuienilor și, de fapt, acest lucru este proiectat. Viziunea dumneavoastră, da, eu, iarăși, formularea aceasta deja este bătătorită și a rost urechile. Eu pot să amintesc doar, ca să nu cheltuim timpul, fiindcă mai am ceva de spus mai târziu, eu pot doar să spun un lucru. În anul 2012, domnul Climencu, în zona de parc, pe calea Ieșilor, a dorit să inițieze construcția unui complex locativ cu 16 etaje, cu primele două etaje, centru de creație pentru copii. Asta sunt niște șmecherii care sunt menite, pur și simplu, știți, dar nici nu sunt valabile, cum am spus, nici pentru publicul cel mai prost, nu este valabil. Fix așa cum dânșii fac și șmecheria că legea spațiilor verzi se interzice, de exemplu, aplasarea complexului locativ în zone verzi. Ei fac așa, pe documente, primele două etaje restaurant și mai departe 10 etaje bloc locativ. Da. Asta este un abuz și până la urmă nimeni nu controlează și nu verifică până la urmă o să fie acel restaurant sau o să fie în cazul nostru acel cinematograf. Nimeni nu o să țină cont de chestia asta. Dar vă dați seama, după ce 16 etaje sunt făcute, nimeni nu o să dărâme betonul ăsta, chiar dacă nu o să fie cinematograf, se va găsi cineva care va da cuiva, știți cum, la mână și cu asta totul se va termina. Nimeni nu o să-și bată. Știți ce a fost cel mai interesant? Cap. Atunci când mă pregăteam pentru această emisiune, am găsit că apartamentele, suntem conștienți, ele nu există. Că nu a fost demolat Gaudiamusul, dar ele sunt scoase în vânzare. Tot aceeași practică. Nu eu vă trezește un semn de întrebare? Eu întrebăd aici un fel de, cum să vă zic, în limba rusă, este marketingový hod. Fiindcă asta, într-un fel, îngrăbește interesul deci altora, da? Dacă cineva, dacă, de exemplu, o marfă este întrebată, ea potențial prezintă interes și pentru alte persoane, da? Asta e psihologie. Ceea ce este întrebat mereu este în atenție mai mare. Și cred că ei profită de acest factor, fiindcă ei știu că nimeni nu o să procure apartamente cu vedere la cimitir între două trasee aglomerate și atunci ei încearcă să arunce acest praf în ochi, ca lumea să gândească că iată mai cineva cumpără, hai și eu să cumpăr. Nu, asta eu cred că este o minciună. Dar chiar și dacă este adevăr, eu bănuiesc că e alt caz, atunci când se capitalizează, știți cum la noi, nu se cumpără pentru a trăi, dar se cumpără pentru a da în arendă sau de a vinde mai scump. Asta este un business. Mai departe, ce am vrut să dau cu privire la mecanisme de întoarcere înapoi? În primul rând am vrut să subliniez că nu știu dacă cu licitație acolo terenul ăsta a ajuns în proprietate privată. Mi se pare că nu cu licitație. Cinematograful a fost cumpărat, am înțeles. Însă și cinematograful, dar pământul sub el. Cum? Că la noi, în mod normal, problema noastră principală este că toate bunurile comune care le-am avut, ele se dau la preț de nimic, evadând calea licitației. Și bugetul municipal nu se suplinește cu resurse financiare. Sau, domnule, acum am auzit, de doamne, să fie în aplicare nou regulament acesta, în care consilierii voi mai bine știți, de organizare și desfășurare licitației. Dar până acum a fost practica asta vicioasă, în care o mulțime de stadioane, de terenuri, au trecut în, la preț de copeici, în proprietatea deci, fel de fel de agenții economice, nu și fără implicarea factorilor de decizie din primărie. Ce țin de mecanismul de preluare înapoi, da? De returnare sau cum să mai spun, retrocedare? Uh-huh. Eu încerc să mă gândesc că ar fi cazul de, cred că este similar cazul de la centrul Kentford,
când în fața, în acel scoar minunat, tot, apropo, la intersecția câteva străzi, urma să apară o necropolă și chiar toacă ne spunea că la, în exterior o să fie replica soborului Sfânta Sofia din Istanbul, da? Măcar că nici pe departe nu semăna proiectul. Și s-a făcut o investigație, un ziar a făcut investigație și noi am aflat că acolo erau preconizate 150 cavouri de elită la prețuri de sute de mii de euro. Și până la urmă opinia publică s-a mobilizat și până la urmă primarul și-a dat seama că nu costă atât de mult pentru, deci nu o să-i aducă atât de mult profit sau echipei partidului sau funcționarilor cât daună pentru imaginea sa. Și până la urmă această idee s-a renunțat. Unica și terenul dat a fost transmis din motive necunoscute Mitropoliei Basarabiei pe 50 de ani în arendă, dar ceea ce eu sper foarte mult că metoda dacă societatea se implică și cu implicarea consilierilor municipale se atinge, să spunem așa, decizia de a nu folosi terenul, în cazul nostru, de a nu demola, și mai departe să fie o monitorizare foarte strictă a procesului. În caz de eventuale mișcări, să se mobilizeze societatea din nou și eventual de a discuta cu agentul economic, poate într-adevăr, de a propune o... De ce nu schimb de terenuri? De ce nu niște alocații din buget municipal pentru ca această instituție să funcționeze? Poate atrage unor specialiști care ar putea să reabiliteze activitatea acestui cinematograf. Soluții sunt foarte multe. E cel mai simplu de a lua și de a demola și de a vinde și așa mai departe. E mult mai greu să faci ceva, da. Haideți să ne gândim ce o să lăsăm noi generația următoare. Uitați-vă, tot Chișinău s-a umplut cu blocuri locative. De fapt, anticipați-o întrebarea mea. Ce avem pentru ziua de mâine, doamna Grigore? Avem un plan de dezvoltare a Chișinăului? Asta e și problema. Avem tendința asta de a păstra cel puțin centrul istoric, edificiile culturale. Aici este problema cea mai gravă și cea mai complexă, că de fapt noi nu avem un plan de dezvoltare, o strategie, o politică de dezvoltare a orașului. Noi pierdem fața acestui oraș frumos, orașul alb, orașul Chișinău, care a avut într-adevăr o față. Luăm filmările vechi din anii 60-70 și mai postez unirea pe Facebook și lumea îmi scrie, dar nu se poate, așa curat era, așa frumos era larg străzile. Atunci păreau largi, că nu erau blocuri peste blocuri, așa, imobile peste imobile, cu chirezuri, cu hulubarniți, cu mansarde, cu toate felul. Chiar dacă s-a făcut o mansardă, chiar eu presupun că și ar fi putut și o mansardă să fie făcută, dar făcută cu gust corect, acolo unde se includea în tabloul general al acestui cartier. Dar când chiar de ună zi am fost la o discuție pe Zelinski, strada Zelinski, între case cu patru etaje, unde se zice că nu s-au construit mai înalte, fiindcă apele freatice sunt foarte la suprafață, a venit un gospodar care a privatizat acolo o grădiniță mică și tot așa vorbeam de grădinițe și pe acel loc vrea să facă, de fapt, terenul de joacă care mai este acolo și pe un mic scoar care mai este între casele astea de cu patru etaje, să facă două un imobil mare, cu 16 etaje și unul cu 9 etaje în față. De fapt, nici cei care o să trăiască în imobilul acela nu o să aibă soare, dar ăștia pe împrejur cu 4 etaje, nici atâta. Eu nu înțeleg ce e în capul celor care îi scălesc așa planuri, fiindcă să treci printre imobilele astea, printre blocurile astea cu 4 etaje vechi, care au mai mult de 50 de ani și să te duci la un bloc de astea făcut modern. Cine? Că eu nu aș cumpăra acolo apartament, dar și care e sensul? Ce ar trebui noi, concetățenii, să întreprindem? Acum, foarte scurt, avem o minută la discuție. Să fim mai activi și să mergem în discuții. Chiar și cu situația noastră cu Gaudeamus, noi propunem o masă rotundă și să vină, vă rog, cineaștilor, veniți, dați propunere. Uniunea cineaștilor, domnul Prodan, veniți și dați o propunere, luați sub oblăduire acest cinematograf, dați să facem un plan de lucru, dați să facem cu idei noi veniți. Că domnule noi suntem deschiși. Societatea civilă, cum vede? Avem nevoie de mai multe implicare, asta este cert.
Eu cred că societatea civilă deja a ajuns la fază când conștientizează ritmul acestor distrugeri, demolări și acapărări și eu am foarte mare speranță și încredere că de data aceasta noi nu o să lăsăm să ne fie furat acest cinematograf, care este, apropo, unul dintre cele două, din câte s-a spus, sociale, în care se vom protesta, vom ieși ca să împiedicăm. Vom protesta, ne vom opune categoric prin toate căile legale posibile, vom conlucra cu, deci, cum s-a spus, cu cineaștii, cu eventual și cu consilierii municipali, fără a face politică, că eu precizez că deja sunt obosit de această politizare, că dacă nu ești pentru demolare și pentru așa numitele proiecte europene, automat ești mâna Moscovei. Deci fără politizare să fie la capul locului să fie pus legea și bunul simț și totuși preocupare nu de interes comercial, nu preocupare de interes comercial, dar preocupare de deci aspectul social și de valoare pe care noi dorim să o transmitem mai departe altor generații. Domnule Dimitrov, doamna Grigoriu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Tema nici pe departe nu a fost dezbătută multiaspectual. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!